33 de etape scurse în Championship și trupa lui Dan Petrescu are în continuare șanse foarte mari la promovare. Suntem pe locul 2, avem 4 puncte în spatele liderului Sheffield United, însă avem un meci în minus. Așadar, dacă vom câștiga primul meci de astăzi, putem veni la un punct de primul loc. Hai să începem un nou episod. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu FC România. Din păcate, data trecută n-am avut parte de un episod foarte, foarte bun. Am intrat destul de greu în acest episod și am început doar cu un 2-2 cu West Brom, un meci foarte dificil. Până la urmă am reușit să scoatem un punct. Ne impunem 3-0 cu QPR în cupă, un meci foarte simplu pentru echipa noastră. Pierdem 4-1 la Blackburn, iar după ne impunem 3-0 cu Preston și 7-2 la Swansea. Da, după ce am intrat foarte, foarte greoi, ultimele două partide au arătat perfect. Am marcat 10 goluri, am primit doar 2 și am scos 6 puncte din cele două partide. Astăzi avem cu Reading acasă, mergem la Sunderland, jucăm acasă cu Bristol, în deplasare cu QPR, din nou QPR, și terminăm acest episod pe teren propriu cu Coventry. Arată foarte bine clasamentul, suntem acolo sus, trebuie neapărat să câștigăm acest prim meci cu Reading pentru a veni la un punct de lider și pentru a pune presiune și mai mare pe Sheffield. Hai să mergem la prima partidă de astăzi. Meci foarte dificil pe Vipers Stadium, meci foarte important pentru că cu o victorie putem veni la un punct de liderul Sheffield United. Vremea nu este una foarte, foarte bună, vedem se adună nori deasupra stadionului nostru. Sper să nu plouă, sper să plouă cu goluri în poarta celor de la Reading și să scoatem 3 puncte care să ne aducă acolo la un punct în spatele liderului. Shoot. Combină cu Tănase mai departe, Bayram. Bayram trece acolo foarte ușor și îl angajează pe Tănase în această incursiune. Avansează Tănase, Tănase îi trebuie suprafața de pedeapsă. Întoarce pentru Matei și este 1 la 0. Deschide scorul minutul 20. Contraatac perfect dus acolo în banda stângă. Tănase cu un nou assist pentru Matei. Matei arată formă excelentă din ultima perioadă și marchează și în acest meci destul de repede, minutul 20. Foarte bun aici pătrunderea lui Tănase, întoarce și cu dreptul pe jos, șut slăbuț, portarul nu are însă reacție și tabela arată 1-0 pentru FC România. Bun! Și se termină cu mare repriză pe Vipers Stadium. Prima repriză echilibrată, au fost situații mari de poartă, o singură ocazie importantă pentru noi, finalizată cu gol de Matei. E 1-0 la pauză, e un rezultat foarte bun pe tabelă înregistrat. Hai să menținem, dacă nu, chiar să majorăm acest rezultat. Schimbă parte. Descurcă bine Marin acolo. Găsește pe Tănase, Tănase scoate la margine pentru Bayram. Bayram scurcă bine acolo, îl găsește pe Matei și este 2 la 0. O nouă finalizare cu dreptul lui Matei. Din nou finalizează bine, din nou finalizează cu gol și majorăm scorul la 2 la 0. Foarte bună acțiunea lui Bayram acolo în partea stângă. Se descurcă excelent în bandă, ține bine de minge, nu se grăbește, îl găsește pe Matei, iar Matei caută colțul lung, prinde plasa laterală. Și este 2-0 pe tabelă. Da! Meite scoate la margine cu Abrefa. Înapoi Long. Pasă foarte bună la adâncime pentru Meite, care nu iartă. O primă ocazie pentru Reading, o primă fază periculoasă la poarta noastră. Vine foarte bine acolo Meite din linia a doua, pasă în adâncime. Suntem surprinși, vedem, atacă spațiul la liber, nu e atent acolo fundașul nostru central și Meite a reușit să profite. Se face 2-1, bineînțeles. Matei pasează însă greșit. Henrik.
Furna, ce pasă găsește furna și ocazie imensă. Nu înțeleg gradul ce așteptam, am păsat să iasă în întâmpinare, a ieșit foarte, foarte greu și ratează aici în vești de ocazie imensă de a face 2-2. Se pare că a fost corner, nu înțeleg cum, dar important de când a intrat mingea poartă. Atenție, bă, lovește acolo Mecătrea cu capul peste și scăpăm. Și s-a terminat, începem cu dreptul. În primele 60 de minute, Reding n-a existat în meci. Marcăm noi golul de 2-0 și imediat se trezește această echipă la viață. Reușește să marcheze, bineînțeles, la prima ocazie. Se face 2-1 și după aia începe emoțiile. Ocazie imens de ratată de Reding de a face 2-2. Scăpăm și scoatem primele 3 puncte din acest episod. Obiectiv îndeplinit, 3 puncte luate și venim la un punct de Sheffield. Ne deplasăm însă la Sunderland și ne așteaptă o partidă la fel de dificilă ca prima. Trebuie să fim foarte concentrați, trebuie să tratăm foarte serios și din acest moment e foarte important să nu mai facem pași greșiți, pentru că am văzut cum faci un pas greșit, cum aluneci și te duci la vale. Trebuie să rămânem acolo constant, să ne luptăm pentru poziția a doua sau chiar primul loc în Championship. Hai să mergem pe Stadium of Light. O primă deplasare dificilă pentru acest episod. Ne deplasăm pe Stadium of Light și vom juca cu Sunderland, echipă importantă de Championship, echipă care abia are revenit în Championship și care în realitate a jucat play-off de promovare pentru Premier League. E o echipă bună, o echipă care în acest moment se prezintă destul de slăbut de acolo la jumătatea clasamentului, așadar nu speră la foarte multe. Sunderland, noi sperăm la promovare și trebuie să încercăm să scoatem cele 3 puncte. Hai să ne concentrăm. Roberts, e prima pentru Gerhard. Mai departe Gucci, vine Cristea și blochează. Cristea îl așteaptă aici pe Baram, intră pasa, Baram accelerează, Baram rămâne 1-1, Baram! Cum a reușit copilul să ne prindă? Ce ocazie, ratăm 1-1 cu portarul, nu prindem poarta. Recuperează Barbu. Barbu găsește o pasă pentru Matei. Mai departe pe Radu. Reprimește Radu. Mai departe Tănase. Scoate Patterson. Ce șut. Întoarce cu Gucci. Alese. A, foarte bun pressing-ul lui șut. Reușit să recuperăm această minge sud. Mai departe Tănase. Tănase 1-1. Tănase e blocat. Cât de penibil. Se termină prima repriză. Ce ocazii, ce ocazii, ratăm de două ori 1-1 cu portarul, dacă prima oară am știut ce să fac, dau la poartă la colț lung, am prins poarta însă, aici la a doua fază, n-am știut ce să fac, n-am știut să dau la poartă, să dau în fața porții, până la urmă am fost blocați și se salut pe 45 de minute. Mai acolo, la Marinescu. Recuperăm Marin Barbu din prima pentru Radu. Radu mai departe pentru Matei. Mai departe pentru Tănase. Tănase mă ratează o ocazie imensă. Doamne, 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 dacă putem să-l învingem pe acest Patterson. Data asta am ales să șutez pe jos. Foarte, foarte slăbut șutul. Dar iată portarul. Scoate din... Radu scoate pentru Bayram. Mai departe, Tănase are culoar bun! Din nou nu prindem poarta. Dacă ne lipsește ceva până în momentul de față, e clar golul, pentru că ocazii au fost destul de multe și destul de mari. Cât de bine încearcă aici Tănase, dar nu prinde poarta. Faza fixă pentru Sunderland, de acolo. Este un zor aici, nu? Ce gafă! Ce gafă! Da, ne-am jucat cu ocazie, le-am avut situații foarte multe, n-am reușit să marcăm. Sunderland are o situație pe final de partidă și profită aici. Da, nu e atent numărul 24, Bayram. După ce mingea era în picioarele lui, îi fură dialog acea minge. Ha, băi, coretată, nu scot șutul ăsta. Penibil, suntem penibili. Primește Marin. Primește golul în zona centrală, scoate la margine pentru Pătrașcu. Pătrașcu accelerează, intră în suprafața de pedeapsă. Pătrașcu mai departe pentru Matei. Matei de data asta nu mai arătează ținta și ia mingea că mai e timp.
Da, reușim să egalăm instant la prima șansa lui Pătrașcu, când devine pătrun de acolo în partea dreaptă, trimite fața porții și Matei de data asta nu mai iartă. Revenim în meci și sperăm acum la cele 3 puncte, să vedem dacă reușim să mai marcăm și să plecăm victorioși de pe Stadium of Light. Nemeritat rezultatul, am fost peste adversari, am avut situații de a marca, am ratat însă foarte, foarte mult. Nu prea am prins poarta, iar atunci când am prins-o, Patterson a fost la post. S-a întâlnit de o singură ocazie, a avut și a reușit să marcheze. Din păcate, în loc să plecăm cu 3 puncte, plecăm doar cu unul single de pe Stadium of Light. Vedem, 9 șuturi noi, ei doar 3, 59% posesie. Degeaba, suntem 9-1. Da. Din păcate, așa se întâmplă când ratezi. Da, nu intră mingea în poartă și adversarul profită. Avem meci de FA Cup, jucăm pe Tottenham Hotspur Stadium, un nou meci cu o echipă de Premier League, așadar putem să ne măsurăm forțele cu o echipă foarte importantă. Vedem transferuri importante făcute de Spurs, l-a adus pe Militao acolo în defensivă, în rest nimic schimbat în această echipă. Hai să mergem la meci, hai să vedem dacă putem face față unui astfel de adversar. După ce ne-am prezentat senzațional cu Wolves pe teren propriu și am trecut acel test, e bine, vine următorul test, unul mai important. Jucăm cu Spurs, echipă cu o calitate dublă față de Wolves, echipă care arată clar mult, mult mai bine. Și sunt curios să vedem dacă putem noi să facem față unui asemenea nivel, dacă putem să scoatem un rezultat bun la această partidă. Îmi doresc că foarte tare să ajungem cât mai sus în FA Cup, de ce nu chiar să câștigăm această competiție, dar depindem foarte tare de ceea ce se va întâmpla în acest meci. Dacă ne calificăm mai departe, în sferturi putem da de Liverpool, care întâlnește acolo Reading, așadar de acum acolo jucăm împotriva echipelor de Premier League. Betancur. Royal cu Betancur. Scoate înapoi cu Kulusevski. Rămâne mingea în posesia celor de la Spurs. Kulusevski blocat de mare răspușire. Și se termină prima repriză pe Tottenham Hotspur Stadium. Putem spune că e o surpriză destul de mare pe tabelă. 0-0. Ne menținem noi foarte, foarte bine în joc. Reușim să închidem bine deocamdată spațiile. Trebuie să fim un pic mai atenți. Cred eu că putem să marcăm. Hai să ne concentrăm. Combina aici cu Son. Protejează Son aici. Mai departe Harry Kane. Și era un șut foarte, foarte periculos, ne ține mește Danjuma din nou la scurt. Combina cu Højbjerg e blocat acolo, rămâne însă în posesie Betancur și... Ce bineînțeles! De ce să fac așa prostie? De ce să dai drumul la alunecare acolo? Ce gaf! Penalti cât casa, ce gaf! Da, Radu reține meci. Ce meci face portarul nostru pe tot de acolo cu Stadium. Ține porta intactă. O, ce preluare a avut acolo Harry Kane, dar suntem atenți și blocăm. Radu dă drumul mai departe cu Barbu. Barbu. Chează Militao. Recuperăm sus. Da, pasă bună aici pentru Lucian. Lucian întoarce pentru Barbu. Barbu, șut deviat și prinde Loris. Ce ocazie am avut aici în top 10. Se termină cele 90 de minute. 0-0. Penalti ratat de Spurs. Cine ar fi crezut? Harry Kane a ratat de la punctul cu VAR. Să vedem, se joacă prelungiri. Se joacă prelungiri, bineînțeles. Se vede că rezistăm acestui colos. Și pe termenul, bineînțeles. Rămâne Tănase în posesie. Joacă în centru cu Radu. Radu mai departe. Lucian e blocat acolo. Șut. Scoate la margine cu Pătrașcu. E prima Radu pentru Tănase. Reprimește aici. O, ce șut penibil al lui Radu. Ce ocazie. Royal.
piesă pentru Son. Radu mă scoate în ocazie imensă a celor de la Spurs. Cristian. Shoot. Tănase. Cristea din nou cu Tănase. Combinăm foarte bine. Mai departe, mai departe. Și este 1-0 pe Tottenham Hotspur Stadium. În minutul 3 de prelungire a lăsat arbitru acest atac și dăm lovitura în prelungirile primei reprize de prelungiri. Ce fază frumoasă! Calm, nu ne-am grăbit, i-am desfăcut, pas, 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 pas și ajungem în fața porții de acolo de unde înscriem cu un gol foarte, foarte simplu, cu un șut foarte simplu. Cât de bine ducem acest atac pe 6 metri, n-avea cum să rateze, cred că e Lucian aici, cât de bine intră în teren și îl învinge pe Ioris, pe Tottenham Hotspur Stadium, 1-0 pentru FC România. Da, asta a fost ultima fază a primei reprize de prelungiri. Intrăm noi în avantaj pe tabelă, avem 1-0, dar suntem foarte, foarte obosiți. Să ducem pe Herrera acolo, Lang poate intra și el, dar nu, mai bine nu. Așa, da, cam atât, atât schimbăm. Hai să vedem, încă 15 minute pentru a ne califica mai departe. Calificare! Scoatem Spurs! Pe terenul ei, la ei acasă, Antonio Conte redus la tăcere de Dan Petrescu. Ce meci, ce meci reușim pe Tottenham Hotspur Stadium. Ne calificăm mai departe de FA Cup și cred că vom da de Liverpool un alt colos. Oh, Doamne, ce meci! Ce meci pe Tottenham Hotspur Stadium. Se schimbă programul și nu o să mai fie așa cum planificasem. Vom termina acest episod cu Liverpool în FA Cup. Vom juca acasă, ceea ce este foarte important. Dar acum avem din nou meci pe teren propriu, un championship cu Bristol City, echipă care se află pe locul 5 și suntem foarte obosiți după ultimul meci. Trebuie să apelăm la câteva rezerve la această partidă. E clar, nu putem intra cu aceeași echipă. Suntem storși de puteri după meciul trecut și nu prea știu cum să abordez această partidă, dar de ce mă întreb? E pentru că nu prea avem rezerve care să intre și să facă diferența așa cum o fac titularii. Să-l tragem pe Radu acolo, dar îl băgăm pe Riv. Vom juca cu Radu la închidere. Așa, și vom juca cu Tănase în mijlocaș central. Barbu poate lăsa și el locul lui Pătrașcu, dar nu prea aș vrea. Hai să schimbăm doar atât și așa am schimbat foarte mult și tarime că o să suferim foarte tare la această partidă. Avem pe cineva acolo în partea stângă la Cristea, un fundat stânga. Se pare că nu. Trebuie să ne descurcăm în situația asta, ce să facem. Vine pe Bristol City, echipă care poate crea pericol, echipă care poate câștiga această partidă, dar sper să ne ridicăm la un nivel important și scoatem 3 puncte extrem de importante. Ce meci a reușit Radu pe Tottenham Hotspur Stadium și vedem în acest moment FC România, cea mai importantă marcatoare din Championship, Bristol City, cea mai bună apărare din Championship. Așadar, se înfruntă cel mai bun atac cu cea mai bună apărare, să vedem cine va avea de câștigat. Sper ca noi să avem de câștigat. E clar, suntem un pic obosiți, dar are nicio scuză dacă nu ne impunem această partidă. Jucăm împotriva unei contracandidate la promovare. Până la urmă, Bristol City se află acolo pe loc de play-off și ne dorim foarte tare să ne menținem poziția a doua în clasament. Hai să ne concentrăm. Hai să scoatem cele 3 puncte. Radu. Bahram. Și Bell pentru Cornic. Williams. Scott. Cornic! Ce șut! A trimis câteva avertizări Bristol City, nu le-a luat de considerare. Cât de sigur e aici Cornic, are tip să preia, are tip să se doarcă cu fața la poartă. Trimite un șut perfect de data asta.
Radamele ce face și Bristol City conduce 1-0 pe Vipers Stadium. Se termină prima repriză, suntem conduși la pauză. Foarte, foarte slabi, din punct de vedere defensiv, da, nu prea ne-am prezentat la această partidă, greșim foarte mult, nu suntem în meci și până la urmă scorul este meritat, da? Scorul înregistrat pe tabelă în acest moment este meritat pentru echipa OSPT. Ocazie foarte bună, fructificată, trebuie să facem ceva schimbări, hai să-l aducem pe Pătrașcu acolo. Și Marina putea să iasă cu Arrațiu. Hai să vedem, încă 40 de minute, se scoate măcar un punct de la această partidă. Tănase, mai departe cu Andrei Rațiu, Andrei Rațiu pentru Matei, mai departe pentru Riv. Ce finalizare bună are copilul nostru și a reușit să restabilim egalitatea pe tabelă. Ia mingea dată, mai e timp foarte, foarte mult de jucat. Trebuie să căutăm victoria. Foarte bună acțiune. A fost o acțiune foarte reușită. Însă accelerează Rațiu acolo în partea dreaptă. Matei trimite mai departe. Iar după șutul este perfect sutransat. Nici o șansă pentru portar. Și până în acest moment avem șanse, zic eu, să scoatem cele 3 puncte. Pentru că moralul este de partea noastră. 1-1 pe tabela. Tănase, pasă bună. Da, Matei. Șut însă blocat. Ajuns în ultima secundă portarul echipei oaspete. Câștigând duelul la cap. Sykes însă e atent. Da, Cristea. Cât de bine vine Cristea aici. Dă drumul mai repede. Da, pasă bună pentru Bayram. Bayram mai departe. Mai departe pentru Tănase. Ce execuție bună. Și în minutul 78 întoarcem scorul în favoarea noastră. Am insistat foarte, foarte, foarte mult pe atac, du-te peste ei, du-te peste ei, reușim să-i desfacem de câteva ori. Au fost blocați de foarte multe ori, în ultimul moment, exact în momentul șutului, de data asta însă Tănase găsește unghiul perfect acolo la colțul lung, plasa laterală ne jurează pentru portar și este 2-1 pentru FC România, da, bă, băiatule. Da, excelent. Și să recuperăm Cristea pentru Pătrașcu, mai departe Bayram. Bayram accelerează aici, Cherif pasează însă greșit. Noi acolo, a reușit să recuperăm Tănase, Golo, combina acolo cu fundașul dreapta, Matei. Matei întoarce pentru Golo. Golo! Calmă! Prinde colțul lung, minutul 89. Da, nu ne grăbim. Așteptăm, așteptăm, găsim momentul perfect. Și Golo găsește acolo colțul lung. Se face 3-1. Cine ar fi crezut? După ce în prima repriză am jucat foarte, foarte slab. Repriza a doua ne-am prezentat senzațional, în special pe faza ofensivă, am arătat perfect. Golul marchează aici golul cu numărul 3. Și liniștim acest final de partidă. E clar, aducem încă 3 puncte acolo în clasament. Și se termină 3 la 1. Da, ce revenire de situație. După ce la pauză era 1-0 pentru echipa oaspete, repriza a doua. A existat o singură echipă pe teren, foarte bună tactica lui Dan Petrescu, iese și cu câteva rezerve, schimbă ușor la pauză și tabela arată perfect, 3-1 pentru FC România. Și mergem la ultima partidă de astăzi, meci de gală pe Viper Stadium, vine Liverpool în vizită și e clar, plecăm cu șansa a cincea, nu a doua. Da, Liverpool vine cu prima echipă, bineînțeles, Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Jones, Thiago, Salah, Roberto Firmino și Luis Diaz în atac. Hai să vedem ce o fi, o fi. Până la urmă e bine că am ajuns până aici. Dacă pierdem, pierdem în fața celor de la Liverpool, dar nu va fi o problemă foarte mare. Hai să mergem la meci. Ce zi! Ce zi pentru FC România! Mo Salah și Liverpool vin pe Vipers Stadium. Atmosferă senzațională pe stadionul nostru.
clar, sold out, vine Liverpool în vizită. Dau Petrescu se pregătește de un meci de gală, un meci foarte important. Putem să vedem dacă putem face față acestui nivel. A mai trecut încă un test, l-am trecut și pe ăla cu Spurs, ce drept a fost egal după 90 de minute, dar acum suntem la un pas de semifinalele FA Cup. Cum ar fi asta? Ar fi senzațional să fim acolo pentru ultimele patru echipe în FA Cup. Hai să vedem, ai un Evaru Colon pe Viper Stadium, se simt ca acasă cei de la Liverpool, bineînțeles. Hai să ne concentrăm, hai să vedem dacă putem să scoatem și Liverpool din FA Cup. Este din nou Mihaila Radu pentru Barbu. Intră în zona centrală Barbu. Îl găsește aici pe Matei. Întoarce pentru Barbu. Și n-a fost offside. E 1-0 pentru FC România. Ce acțiune! Alisson ieșise acolo în întâmpinare. Însă Matei întoarce perfect pentru Barbu. Iar Barbu marchează cu poarta goală. Ce pătrundere a avut aici Barbu. Matei întoarce excelent. Și Barbu marchează cu poarta goală. Cine ar fi crezut? 1-0. Destul de repede pentru FC România în meciul cu Liverpool. Hai băieții, hai că se poate. Iurgen Klopp e supărat, bineînțeles. Roberto scoate în partea dreaptă pentru Trent. Trent se oprește. Răsprovața de pedeapsă. Joacă mai departe. Atent Marinescu. Pierdem acolo. Thiago pentru Firmino. Și am comis penalti. Ce penibil. Ce penibil sunt. De ce m-am grăbit aici? Da. M-am dus să bag piciorul după ce dătuse drumul Thiago acolo și Mo Salah are șansa egalării. Haradu de dat. Haradu! E din nou prezent! Senzațional portarul nostru după ce scoate un penalti cu Spurs, reușește să salveze și cu Liverpool. Da, pasă foarte bună și avem șansa 2-0. Barbu, Barbu 1-1. Barbu marchează pentru 2-0. Da, în loc de 1-1 se face 2-0 pe contraatac. Da, bă, cât de frumos curge acest contraatac. Și Liverpool este în acest moment la pământ. Foarte important, Radu, pentru noi. Ce înseamnă să dai încredere unui copil, ce înseamnă să-l crești cum trebuie și până la urmă te răsplătește. Barbu e senzațional aici, unul cu Alisson, nu iartă. Și avem 2-0. Cine ar fi crezut? Dan Petrescu este în extaz. Robo blochează acolo, Robo. Firmino, un nou șut blocat, rămâne însă în posesie Liverpool și scoate Radu un nou șut. Nu! Nu! O, Doamne, ce e la poarta noastră? Ce gafe! Și Radu mai scoate încă o dată. Doamne, ce a fost la poarta noastră? Minutul 4 de prelungiri m-a dat un minut și minutul 4, ești nebun. Ca zi foarte mare pentru Liverpool de a marca, scoate însă Radu tot, scoate tot, bă, băiatule. Îi respingem. Ai bă, fluieră, băi. Se termină prima repriză. O, Doamne, ce repriză. Ce repriză nebună pe Vipers Stadium. Putea Liverpool să revină pe tabelă. Să avem parte noi de un Radu senzațional în acest episod. S-a descurcat super portarul nostru. Și după ce ne-a ținut în meci cu Spurs, ne ține în meci și cu Liverpool și sperăm la o calificare mai departe, pentru că e 2-0 pentru FC România în acest moment. Marinescu interceptează. Șut. Bayram. Tănase. Aici cu Bayram, foarte bună pasa. Întănase! Ce execuție! Mitralia Liverpool! 3-0 în minutul 55. Meci de vis pe Viper Stadium. Doamne, doamne, cine ar fi crezut? Cât de bine se descurcă aici Tănase. Are timp să-și așeze acea minge și cu ajutorul Bării îl învinge pe Alisson. Jürgen Klopp, dezamăgire totală. Bayram combină cu Tănase. Tănase îl găsește aici pe Bayram. Bayram pentru... O!
4-0! Lovise bara acolo Matei Alisson, se încurcă cu Joe Gomez și mici într-o parte. Doamne, le-a distrus defensiva pe acel vreo Liverpool. Ca realitate în acest sezon s-a prezentat Liverpool. E incredibil șutul ăsta. Alisson scotea aici, dar Joe Gomez îl încurcă și mici intră în poartă. Pula nu are aici, trebuie să recunosc. 4-0 pe tabelă, cine ar fi crezut? Sează Robertson. Excelent, Marin. Radu. Pentru Mihaila. Oh, haide! Chiedem în fața lui Curtis Jones aici. Curtis Jones! Ce șut, bă. Au, ce face? Da, când o comiți în defensivă, nu te iartă, bă, nu te iartă. În special, era wink greu aici pentru Curtis Jones, dar șutează în forță la colțul, încioșează pentru portarul nostru de data asta și se face 4. Pierdem acolo la mijlocul terenului, Robertson pleacă pe contraatac. Robertson dă drumul acolo cu Bosala! Sala! Sala! 4-2. A bine că am marcat noi când a fost nevoie. Marchează Liverpool aici golul 2 în prelungire, dar nu mai contează. Este scurt pe aici, Bosala, driblează și portarul și marchează portarul. 4-2, calificare istorică, mai departe, până la urmă, dăm de pământ cu Liverpool, trebuie să recunoaștem. Calificare! După Conte și Spurs eliminați, urmează Liverpool și Jurgen Klopp și ne ducem în semifinalele FA Cup. Doamne, doamne, ce sezon de vis pe Vipers Stadium. Wow! Ce final de episod, dăm de pământ cu trupa lui Jurgen Klopp. Mă uitam la statistică, au 4 șuturi, 4 goluri, Liverpool a avut 11 șuturi. Asta arată cât de important a fost din nou portarul nostru, Radu. Terminăm pe locul 2 acest episod, suntem în spatele celor de la Norwich, se pare că Sheffield s-a dus în cap, avem 2 meciuri mai puțin. Cu cele 2 meciuri câștigate putem urca pe prima poziție în Championship. Da, rezultate foarte bune și astăzi reușim să scoatem 4 victorii și un egal. Am început cu un 2-1 cu Reading, doar 1-1 cu Sunderland, 3-1 cu Bristol. Asta după ce ne impusesem 1-0 pe Tottenham Hotspur Stadium în FA Cup și 4-2 cu Liverpool în sferturile FA Cup. Data viitoare avem cu Stoke, mergem la Blackpool, mergem și la QPR, jucăm acasă cu Burnley și terminăm episodul cu Norwich, actuala echipă de pe prima poziție din Championship. Un episod foarte bun, un episod senzațional, întâlnim două echipe de Premier League și reușim să le eliminăm pe amândouă, ceea ce ne dă speranțe foarte mari pentru finalul de sezon. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare. V-am pupat!